Pe parcursul celor 70 de ani de activitate neîntreruptă a Luceafărului, aproximativ 1000 de activiști au contribuit la promovarea și conservarea folclorului, la păstrarea obiceiurilor românilor de pe aceste meleaguri. Pot să vă spun că avem activiști încă de la domnul Corneanu, care are o vârstă de aproape 80 de ani și care va fi un premiat al jubileului. Și mai sunt doamna Ana Basalici și, mă rog, foarte mulți copii care s-au și reîntors de la studii, de la care cum au putut, și suntem mândri de acest lucru. Luceafărul, împreună cu invitații, a evoluat cu succes deosebit în fața spectatorilor. Suntem foarte fericiți, am fost foarte emoționați, totul a trecut foarte bine, a decurs totul cum am planat, a venit foarte multe lume, sunt fericită că am văzut că toți iubitorii folclorului și dansului românesc ni s-au alăturat în această seară. Tuturor celor care au contribuit la promovarea societății pe parcursul celor 7 decenii le-au fost înmânate diplome de onoare.